dialogului cu mediul literar. Este de datoria noastră să sprijinim acest mediu literar. Să ne ridicăm la înălțimea acestei aștepturi. Înainte de toate, și aici avem un mod preelevent, este și o instituție a rezistenței. Și cred că acesta este comandamentul acestei instituții. Această vibrantă expoziție, această revistă care rezistă timpului, această carte de o sensibilitate aparte, prezența dumneavoastră aici, instituția Cenacului, sunt forme esențiale de rezistență culturală împotriva unui mediu care devine din ce în ce mai indiferent la sensibilitățile, la pasiunile, la lucrurile, la valorile noastre. Atunci, cred că pentru noi, dimensiunea fundamentală la care trebuie să ne raportăm este solidaritatea. Ce am numit la domnul Victor Rusu este tocmai acest elan, energie. Domnia sa este, înainte de toate, un intelectual. Vedeți cu câtă ferocitate a argumentației, cu câtă verticalitate pledează, cu câtă energie admirabilă, pe care puțin dintre noi o au, pentru aceste valori. Dincolo de masca acestui retor remarcabil care este intelectualul Victor Rusu, este un poet fragil, este o fiară rănită. Despre această fiară rănită, ca să citez din poezia domniei sale, o să rog pe domnul Mare și Livia să ne vorbească. Admir faptul că revista Caligraf, care are tutela marelui prezentator al Mulțului Cojocaru, care ne lipsește, își continuă apariție. Este de datoria noastră să sprijinim în continuare apariția acestei reviste și să ne regăsim în jurul acestor forme minunate de solidaritate și de rezistență culturală sub revistele, cărțile, cenacurile sau expozițiile. Vă mulțumesc și vă doresc să vă bucurați de aceste lucruri frumoase care sunt pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ca de obicei, atunci când colaborez cu maestrul Victor Rusu, pe care îl cunosc de vreo 40 ceva de ani, se lua prin surprindere. Am venit ca simplu invitat și vă simt obligat să vorbesc despre personalitatea domnului sale, despre forța de creație pe care o arată și la 70 ceva de ani, că atunci când era foarte tânăr și era doar un copil, care privea cu admirație către ceea ce însemna imaginația mea și mi-a confirmat cu timpul că imaginația avea dreptate, statura unui scriitor de ambergură, a unui ziarist de forță și a unui om de cultură dedicat total acestui scop, acestei nobile îndemniciri, patimi și pedepse, până la urmă. Ca om de artă, de asta spunea domnul director despre fiarea venită domnul Victor Rusu, ca om de literatură, ai ocazia să suferi în fiecare secundă, să te manifesti ca atare și oamenii din jur să te cunoască suferit. Acesta este Victor Rusu, unul dintre reperele mele profesionale, un om care probabil a contribuit la alegerea carierei mele, un om care mi-a stat mereu alături și care mi-a făcut cinstea ca după ani, când conduceam diverse publicații, să vină ca un adevărat maestru lângă învățăcelul său și să publice acolo poezie, cronică literară, pamflet, pentru că în fiecare din aceste genuri, Victor Rusu excelă. Și excelează încă, rămânând mai puternic decât mulți dintre noi, cei care credem că suntem mai biologic. Dacă ar fi să aleg din nou, în acești ani, alături de cine mi-aș începe domnul profesional, unul dintre numele văzute, ar fi, cu siguranță, Victor Rusu. Îi mulțumesc pentru onoarea pe care am avut astăzi, le-am invitat la acest eveniment. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că participați și îi nefericesc pe cei care, în comoditate,
sau din alte lucruri, au putut participa. Mai ales că aici este un eveniment complex care mă umple de bucurie și mă uimește pentru amploarea și pentru calitatea. Vă mulțumesc în suflet și vă doresc. Vreau să vă mai spun că astăzi, chiar astăzi, este ziua de naștere a domnului Victor Răducanu. Noi l-am sărbătorit pe data de 1, am plâncat o poate. Mi-a spus de Răducanu, să vă ducea să vă ducea. Victor Răducanu, da? Mai nimic, mă cer și botez, mai face un botez. Găsim și un cadou pentru ocazia asta. Și vă rog să-mi permiteți să-i urez încă o dată la mulți ani, multă sănătate, și să ne bucurăm de colaborarea deosebită a domniei sale în cadrul revistei noastre și în calitatea pe care are de redactor și al acestei reviste. Și am să citesc o scurtă poezie care a apărut și în revista Caligraf, scrisă de domnul Victor Rusu, care se referă în câteva și la zodia în care este născut. Se cheamă Și puteam. Și puteam fi aripile gemene ale păsării paradisului, și puteam fi două izvoare chemate de iubire într-o singură matcă, mai puteam fi două stânci îmbrățișate peste abisul, ca la ponoarele în podul lui Dumnezeu. Victor Rusu. Aș vrea să spun doar atât, că trebuie să ne aducem aminte pronunțând numele domnului Victor Rusu, maestrului Victor Rusu. Ne aducem aminte doar faptul că atunci când noi ne jucam cu cercul din țărână, Victor Rusu crea literatură, crea istoria literaturii și nu numai pentru meriți. Să nu uităm că Victor Rusu a avut mari din cazuri. Copil fiind, a fost târât printre cilinii Oregonului și alergând născuți acolo cu un har, cu apă, tulbure și poate un copil de mamă negră, că de pâine nu putea fi vorba de plăcerea. S-a înrădăcinat, urmăresc eu, de atunci, în trânsul, această voință feroce despre care vorbea domnul Sorin Vitan aici. E vorba de puterea unui om de a fi dincolo de granițele obișnuite. Domnul Victor Rusu este printre puținii care s-a sacrificat pe altarul culturii cam din toate funcțiile de vedere. Noi l-am văzut din unghiuri diverse, fiecare cu puterea sa de viziune. Eu nu-l uit de Victor Rusu din două motive. În primul rând că m-a ajutat fiind detaliu în aceea și nu-l uit că la toate aniversările mele a fost singurul dintre scriitorii peveniței care mi-a întins un rând de ajutor în presă. Cam peste tot. Și asta spune mult, pentru că dânsul și-a găsit timp și pentru timpul dinți. Îi mulțumesc din tot sufletul, doresc revistei un noroc și mai ales mă bucur din suflet că este în fruntea ei, pentru că așa cum domnul Romulus Cojocaru cumva o păstorea cu demnitate, sunt ferm convins că Victor Rusu va face cel puțin acela. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Cred că ar fi de drept să încheiem această primă parte a activității noastre, vorbind despre revista Caligraf și despre redactorul șef al revistei Caligraf, domnul Victor Rusu. Să nu vă dau citire, nu e foarte scurt de poezii, de fapt un poem al domnului Romulus Cojocaru, directorul fondator al revistei noastre. Și poate că nu întâmplător, acest poem se numește Scrisoare Neterminată. Eu sunt o lacrimă la capătul unui drum și spun rugăciuni și încărunțesc de așteptarea pietrelor, e frântă inima și din osul ei se fabrică vocale. Nu-mi vinde neliniștea, nu-mi cumpăra ochiul cel nevăzător, și nici nu ascultă. Nu ascultă cum țipă sângelui meu. Peste albă cu cerușa cantorii și trage obloanele sufletului, spune că e închis pentru curățenie, dacă cumva bate cu inima. Amin.
Să zic partea a doua activității noastre. Avem din partea celor de la Râmnicu Vâlcea, a Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Râmnicu Vâlcea, o prezentare triplă de carte și o expoziție de pictură. Deja exponatele de descarcate în fața dumneavoastră. Îl invit pe domnul Puiră Lucanu. În momentul în care am aflat că Liza Dăbeta Turnul Severin, mi-am dorit să ne invit la activitatea dânsul, ca de fiecare dată, e treaba foarte în serios și nu numai că a venit, dar a venit și cu trei autori foarte importanți din zonă, cu trei cărți deosebit de importante și cu această excepțională expoziție de pictură despre care ne va vorbi în continuare. Adică de și în astfel de carte și despre coțele de dânsul. Sunt nevoit să reiau ce am spus și alaltă. Că mulțumesc severinenilor, autorităților severinene, care sunt aproape de fenomenul cultural și aș începe întâi cu punerea în circuitul cultural a cetății medievale a Severinului. Rare, foarte rare cazuri în țară, eu nu mai cunosc decât cetatea de la Deva. De fiecare dată când am fost pe undeva, am spus că ne putrezesc prin pământ castrele romane, cetățile dacice, cetățile medievale, sub crasa nepăsare a autorităților. Iată de ce iubesc eu Severinul, iată de ce vin de atâtea ori, de ce am atâția prieteni aici, în Turnul Severin. Încă o dată zic la mulți ani domnului Rusu și domnului profesor Grigore Pociu. Și vă spun sincer, am un regret că în viața mea nu am avut mai aproape asemenea oameni de la care am învățat foarte, foarte mult. Câteva cuvinte despre revista Caligraf. Sunt atât de sigur că va avea un drum atât de lung și frumos, pentru că este o revistă grea, o revistă cu forță, cu putere și ce mi-aș dori ca și din partea artiștilor plastici să, adică și ei să facă parte în viitoarele numere ale revistelor cu un tablou și de ce nu câteva date despre ele. Despre poezia domnului Rusu, aș vrea să vă citesc una. Dumnealui scrie matur și e normal să fie așa. Ochii degetelor îi plâng când răstoarnă cuvinte pe coala de hârtie. Scrie cu patimă, scrie frumos, scrie matur. Fântânarii, învățând să zboare, vulturii fântânarii văzduhului se adâncesc în azur cu lopețile gemene jurate pe neodihnă. Ei se îngrozesc de propria umbră și de aceea și-o ascund sub aripi, arzând alb până seara târziu în văzduh. O singură dată își văd umbra și atunci o îngroapă la temelia fântânii inverse de zbor ca să dureze. Emoționat și frumos, plină de metafore și înțelepciune, aș zice.